Din Sfânta Scriptură, Genesa, capitolul 3, versetul 9. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis: unde ești? Amin. Vă invit să vă reașezați. De când am ajuns din curte, m-a întrebat fratele Nelu, frații, surorile cu care m-am întâlnit, frate Corneliu, ce mai faci, cum ești, că n-ai mai fost de mult la noi. Și am zis, sunt viu, slavă Domnului, mă bucur că trăiesc și pot să vin astăzi, să fim împreună, mă bucur să vă văd și pe dumneavoastră, că sunteți vii și puneți suflet și pasiune la lucrare, Domnul să vă binecuvinteze. Am predicat la noi sub titlul Dorințele unui împărat lăsat în viață. Una din dorințele lui Ezechia, știți care a fost? Spune Isaia, capitolul 38, versetul 19 și 20, ci cel viu, dar cel viu te laudă ca mine astăzi. Tatăl face cunoscut copiilor săi credincioșia ta. Domnul m-a mântuit, de aceea, în toate zilele vieții noastre, vom suna din coardele instrumentelor noastre în casa Domnului. Aleluia. Avem multe, foarte multe motive să-L slăvim pe Domnul, amin, să-I binecuvântăm numele. Amin. Când a început starea aceasta de boală, am întrebat pe Domnul, noi ce trebuie să facem? Și m-am rugat și am deschis Biblia. Când am dus la biserică versetul, frații au zis, frate Corneliu, pune-l pe ecran, în loc de peisajul acela frumos, e mai frumos versetul ăsta, să nu-l uităm, să ne orientăm cu împlinire. 1 Cronici, capitolul 23, versetul 30. Ei aveau să stea în fiecare dimineață și în fiecare seară ca să laude și să mărească pe Domnul. Amin. Domnul să ne ajute! Hai să citim și următoarele două. Și să aducă neîncetat înaintea Domnului toate arderile de tot, Domnului în zilele de sabat, de lună nouă și de sărbători, după numărul și obiceiurile rânduite, îngrijau de cortul întâlnirii, de Sfântul Locaș și de fiii lui Aron, fraților, pentru slujba casei Domnului. Domnul ne-a binecuvântat și astăzi să fim aici la Efrata, să slujim pe Domnul împreună, slăvit să fie Domnul. Tot în legătură cu cele trei, să nu le zic interdicții, recomandări cu mâna întinsă, cu acoperitul feței, da? Și cu distanțarea, am predicat la noi dintr-un cuvânt, nu predic seara asta, nu mă amintesc, poate altă dată, dacă mai trăim. 2 Corinteni 11:3. Dar mă tem, subtitlul, unde este pericolul și cum poate fi oprit? Dar mă tem ca după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Și am remarcat trei pericole. 1. Se spune când mâna este întinsă, bine să nu dai mâna. Și o însă așa, când noi mergem pe plan spiritual, că asta ne interesează. Când mâna este întinsă și inima este închisă, e un mare pericol. Că spune cuvântul, dacă are cineva din bogății, din ce are și își închide inima față de fratele său, dar nu numai cu din lucrurile materiale, dar cel de lângă noi are nevoie de un zâmbet, poate pleci acasă, nu l-ai întrebat ce faci, măcar așa întreacă-te și își închide inima, cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Ne suntem puși să veghem unii asupra altora, să ne sfătuim unii pe alții, să ne îndemnăm unii pe alții, Galateni 6:2, să ne purtăm sarcinile unii altora ca să împlinim legea lui Hristos, amin, să ne rugăm unii pentru alții, da? Să ne îmbărbătăm unii pe alții,
Dar nu toți au darul în bărbătării. Sunt oameni chemați deosebit, dar toți putem face lucrarea aceasta într-o măsură oarecare. La noi este un frate mai în vârstă, are deja vreo 80 de ani, are darul în bărbătării. Și uneori sunt așa dezamăgit și apăsat și îngândurat și trist și necăjit. Din două propoziții mă pune pe picioare. Și uit că ce probleme am avut. Da, și îmi spune, frate Corneliu, mă sună, am auzit că ai plecat în lucrare, da. Du-te cu Domnul că eu sunt pe genunchi la rugăciune și mă am lângă mine și alte ajutoare, noi te susținem și ce mai vrei? Ce mai vrei? Când mâna este întinsă și inima este închisă, e un mare pericol. Apoi, când suntem aproape, e pericol, nu? Când suntem aproape și inima este departe. Spunea Domnul, poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar cu inima sunt departe de mine. Noi vrem să fim conectați pe verticală, prin unda Duhului, cu Dumnezeirea, cu cerul, că suntem în împărăția lui Dumnezeu. Și trăim bucuria împărăției, că împărăția lui Dumnezeu este neprihănire, este pace și bucurie în Duhul Sfânt. Slavă Domnului. Dar trebuie să avem o legătură și pe orizontală. Este un pericol când suntem aproape și inima este departe. Poți să stai mai departe, într-o distanțare sociabilă, socială, apreciabil, așa, dar cu o îndepărtare spirituală regretabilă. Și mai este un pericol, se spune, când fața este expusă și inima este ascunsă. Înaintea celuia care ne cunoaște, nu ne putem da drept alții. Spune cuvântul în Evrei 4:13, nicio făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Uneori uităm sau nu ținem seama că totul se înregistrează, că totul este notat, că totul este descoperit înaintea celuia care cunoaște toate lucrurile. Și spunem Psalmul 139, nici nu-mi ajunge cuvântul pe buze. Doamne, Tu știi și cu ce gând slujesc, că spune 1 Corinteni 16:14, tot ce face să fie făcut, cu ce interes? Cu un interes al dragostei. Să fie făcut cu dragoste. Doamne, ajută-ne! Domnul îl întreabă pe Adam și implicit și pe Eva. Unde ești? Subiectul predicii mele este o întrebare și precizările merg tot cu întrebări mai departe. Fiecare în dreptul lui face verificarea. Pentru că spunea Domnul, voi vă arătați neprihănirea voastră înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile. Întrebarea mea este, înaintea lui Dumnezeu, unde ești? Din punctul lui de vedere, pe cadranul lui, care este starea ta? Unde te afli? Spune cuvântul Numeri 22:32. A trimis Domnul un mesaj pentru un om care s-a îndepărtat prin neascultare de Dumnezeu. Și spune Domnul Balam, drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare înaintea mea. După calculele tale și părerea ta, s-ar putea să te amăgești, să nu fie bine. Și Domnul spune, vezi că drumul pe care mergi tu este un drum care duce la pierzare înaintea mea. Și că spunea David, acolo în ultimele versete din Psalmul 139, da? Psalmul 22:23, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe
pe calea veșniciei. Domnul vrea să mergem pe calea îngustă, să mergem pe calea dreaptă, calea adevărului, calea păcii. Inspirați, călăuziți, cărmuiți de Duhul Sfânt. Că spune Galateni 5:16, zic dar, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. S-ar putea să intri în deviere și în eroare. Vine așa câte o dorință, știți cum a zis Pavel, din afară lupte, dinăuntru temeri. Există forțe din exterior și influențe, dar spune Genesa 3:6, nu? Că Dumnezeu a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima omului erau îndreptate în fiecare zi, 6:5. Toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi, numai spre rău. Dumnezeu ne cunoaște gândurile. Spune Isaia 66:18, eu, Domnul, pedepsesc faptele și gândurile. Domnul cunoaște și vorbele noastre. Ni le înregistrează și vom da socoteală de orice cuvânt nefolositor. Și a spus Mântuitorul, din cuvintele tale vei fi osândit și din cuvintele tale vei fi scos fără vină. De aceea spune Efeseni 5:4, să nu se audă între voi nici glume proaste, nici cuvinte care nu sunt cuvincioase, cuvinte nechipzuite. Da? Cuvinte porcoase, vorbe nechipzuite, glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă, sunteți cu mine, așa-i? Că văd că sunteți receptivi, dar nu ziceți nimic, probabil că sunteți mai atenți așa dacă nu ziceți nimic. Cuvinte de mulțumire, mulțumesc pentru afișare. Noi am făcut o înțelegere la noi și am zis, până vine următorul verset, lăsăm pe cel precedent. Frații se mai uită, meditează, poate îl memorează. În niciun caz nu se gândesc la cel care nu a venit la adunare, că îi aparținea lui versetul. Fiecare în dreptul lui. Din punctul lui Dumnezeu de vedere, unde ești? Ești pe calea îngustă? Mai ești pe calea îngustă? Ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Joi a predicat un frate la noi și a spus, am fost într-o biserică și un frate, așa ca Apollo, cu Duhul înfocat, cuvinte, dar o vorbire, o vorbit, odată îndemn la rugăciune. Fraților, să mergem cu mulțumire înaintea Domnului că suntem restanțieri și să-i mulțumim lui Dumnezeu și o dat exemple pentru ce. Și a zis, fratele, a venit în bancă lângă mine și a început, Doamne, îți mulțumim de seara asta, de harul tău. Și după câteva propoziții, a uitat de îndemn și el. Doamne, și te rugăm și îți mai cerem. Și, păi acum, hai măcar când e de mulțumire, o rugăciune specială, hai să mergem pe mulțumire, să fim în unitate. Am spus fraților de la noi, hai să nu ne dezbinăm de la mască. Ori toți, ori niciunul, sau dacă vreți, unii da, unii nu, dar să n-auzim discuții și să ne vină așa câte un gând, că unul e mai deștept, că altul e mai sfânt, că altul e mai medical, că altul e mai fricos. Să nu ne de la de astea. Să căutăm lucrurile care duc la zidirea noastră, la pacea noastră, la unitatea noastră, că este o vreme în care trebuie să strângem rândurile. Da, mergem înainte. În 2 Cronici 16:9, se duce văzătorul Hanani la maestatea Asa, împărate. Dumnezeu din cer își întinde privirile peste tot pământul ca să vadă și să sprijine pe cei a căror inimă este ascunsă, împărțită. Și ce zice Iacov 4? Voi care aveți inima împărțită și stermen grei acolo, suflete prea curvare, to pretenia lumii, vrăjmășie cu Dumnezeu, oameni cu inima împărțită, care cer și doresc de la Dumnezeu lucruri pe care să le folosească în plăcerile lor. Și zice Domnul acolo, curățiți-vă inimile și mâinile păcătoșilor. Căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijine pe cei a căror inimă este întreaga lui. Asa, ai lucrat ca un nebun în privința aceasta. De acum vei avea războaie.
Că Dumnezeu poate să-i facă prieteni și pe dușmani, spune Biblia, când îi plac lui Dumnezeu căile cuiva. Dar și când lui Dumnezeu nu-i place cum mergi, îți ridică dușmani. Pentru Israel, știți că și Duhul Sfânt li s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor? Pentru că au nesocotit voia lui Dumnezeu și au început să amestece lucrurile, să încerce duplicitarismul. Că merge. Eu obișnuiesc să spun că o vreme merge. Dar nu mult. Nu ține mult. Scrie Iacov 3, poate din aceeași vână ai zvorul să curgă și apă dulce și apă amară, poți să mergi pe două, o vreme se poate. Numai că Dumnezeu nostru este gelos pe noi, vrea să avem o inimă întreagă a Lui, vrea să fim dedicați, să fim consacrați, să ne punem la dispoziția Lui din toată inima, cu tot cugetul, cu toată puterea și cu tot sufletul. Așa trebuie să-L iubim pe Dumnezeu. Amen. Și în totul, totului tot, să umblăm numai în voia Domnului. Doamne, ajută-ne! Amen. Asa, de acum vei avea război. Prima întrebare, derivată din întrebarea titlului. Înaintea lui Dumnezeu, unde ești? În apostolie sau în apostazie? Apostolia este trimiterea lui Dumnezeu. Noi suntem biserica apostolică, așa-i? Nu? Acum că ne-am mai pus noi niște nume din Biblie și din Betel la noi, frata la dumneavoastră, sau altceva tare frumoase. Eu m-am uitat în denumirea veche. Ne-au și cerut de la cult să dăm denumirea veche a bisericii. Biserica apostolică din Cimpa la noi. Da. Ce bine sună. Dar ce fain e să fie. Amin. Nu doar să ne denumim. Dumnezeu ne cheamă ca aici, aici, să ne echipeze, să ne formeze ca ucenici, să ne dea putere și să mergem în luptă, să mergem la lucru și să slujim pe teren. În sensul acesta, noi suntem biserica celor trimiși. Asta înseamnă apostolie. Fiecare să fie găsit credincios în lucru, în credința lui. Slujba evangelizării aparține tuturor. Și pentru evangelizare avem trei obiective, să nu uitați. Pentru că apostazie înseamnă decădere, înseamnă derapaj. Și dacă o mașină patinează, păi nu chem cu unul pe altul să te remorcheze sau să te scoată cu cauciucuri mari ale ca tale. Măcar să aibă 4x4, nu? Și ceva cai mai mult sub capotă și lanțuri dacă trebuie. Biserica celor trimiși. Am o întrebare. Nu zic de dumneavoastră, zic în general așa de biserica asta apostolică. Nu cumva ne-am pierdut identitatea și scopul? Vă îndemn mai înainte de toate să faceți rugăciuni pentru toți oamenii. Dar nu așa ca pentru masă, fraților. Doamne, îți mulțumesc de hrana aceasta, te rog să o binecuvintez. Poftă bună, că e mult de lucru. Rugăciuni stăruitoare, să stăruim, să fie smulși din foc, zice Iuda. Din foc, nu ca din foc. Din foc, că pe unii am auzit că zic ca din foc. Și ca din foc, e rău, apoi din foc. Ei sunt în foc, e o chestiune de timp până la foc. Și trebuie rugăciuni stăruitoare. Și s-a rugat Domnul 60 de minute, o oră. Și odată un îndemn scurt, așa. Că mă mai întreabă frații și la noi și în altă parte. Frate, unii frați zic că trebuie îndemnul atât, alții mai mult. Cam cât zici? Zic, cred că un îndemn, așa, e de vreo 5 minute, ai maxim 7 minute când trebuie să-ți termini ideea de povestit. Dar dacă rugăciunea durează numai cât îndemnul sau mai puțin, e o problemă. Problemă. Înseamnă că nu este interes. Nu-i pasiune pentru scopul lui Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu este mântuirea oamenilor și trebuie să ne rugăm insistent, apoi să răspândim lumină. Suntem o cetate așezată pe un munte și oamenii ne privesc, oamenii ne urmăresc și știți cum spune Petru? Văzând faptele voastre bune, așa ca pe niște făcători de rele, cum ne clasifică ei câteodată, fără motiv.
1 Petru 2:12. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Aleluia. Câte versete vreți să vă mai dau din Biblie pe linia aceasta? Ajunge unul, așa-i? Păi ăsta e verset bazat. Frați și surori, să nu pierdem din vedere obiectivul. Asta e obiectivul nostru. Altfel, care e identitatea noastră? Care e scopul nostru? Credincioșii lui Dumnezeu, spune Proverbe 1:3, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, până să vadă ei că suntem credincioși Domnului, trebuie să vadă că suntem morali, că suntem manierați, că știm să salutăm, că știm să zâmbim, că nu suntem posați și posomorâți. O chemat cineva de la noi dintre tineri, o chemat o tânără la biserică și a zis că nu vrei să fii la noi, avem evanghelizare. Recent, acum. Nu vin. Dar de ce? N-ai fost niciodată. Nu, ce am văzut că pocăiți sunt oameni așa posomorâți, triști. Nu știu cu cine au avut de-a face. Sau în ce moment l-au prins. Dar în general, nu cred că e așa. Aveți motive să vă bucurați în Domnul? Slavă Domnului! Slăviți să fie numele Lui! Ăsta e obiectivul, rugăciune stăruitoare pentru tot ceea ce l-a nemântuit. Răspândire de lumină și ducerea mesajului. Câte versete să citim? 1 sau 2? 2 Corinteni 5:20. Noi dar suntem trimiși în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Roman 10:15. Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? Versetul 14, dar cum vor chema pe acela în care trebuie să creadă, dacă nu le va propovădui cineva? Am observat ceva pe teren, nu în biserică, în biserică, vorba unei surori, soția unui prezbiter, a zis, măi, Mihai, când mergeți acolo, voi când intrați în adunare, vă rugați, de acasă vă rugați, când plecați, când mergeți la amvon, vă rugați, înainte de predică, ce tot vă rugați voi? Păi ne rugăm să ne dea Domnul cuvânt, da? Zice, dar să vi-l dea Domnul și pe amin, nu vă rugați niciodată. Noi ne rugăm să deschidă Domnul ușă de cuvânt. Amin. Amin. Când suntem pe teren, nu ți se dă ocazie. Nu întotdeauna ai dispus omul să te asculte. Dar câteodată te întreabă el, și ce înseamnă aia? Ușă deschisă de cuvânt. Am ieșit într-o zi pe stradă, îmbrăcat în salopete, de lucru, sărbătoare cu cruce roșie în calendarul, așa, și eu îmbrăcat de lucru. Și cineva mă întreabă, o doamnă de acolo din zonă contabilă, era cu o altă doamnă, nu vă supărați, domnul Coțan, ce părere aveți de sărbătorile astea? Pe tavă mi-a pus subiectul. Zic, hai să luăm loc pe undeva pe aici, că avem mult de povestit. Am zis, Dumnezeu ne-a lăsat o sărbătoare în Biblie și a zis, ori de câte ori faceți lucrul acesta la cina mea, Domnului, să faceți spre pomenirea mea, să sărbătoriți moartea Domnului, până va veni El. Pentru cina Domnului trebuie să ne sfințim, să ne pregătim, să fim curați. Că zice Evrei 10:22, să ne apropiem cu inimă curată, cu credință deplină, cu inime stropite și cu trupul spălat și versete. Și mi-am dat seama că din tot ce povestesc, eu nu prea are efect. Dacă îmi zici un verset, Dumnezeu are putere prin cuvânt. Aleluia. Să lucreze. Sfințește prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Și Roman 10:17, credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvânt. Nu le ziceți multe experiențe, le ziceți și le experiențe cum Dumnezeu lucrează. Și cum e la noi, să vezi ce fain e la noi, nu-i ca la voi, bat clopotele la noi, la noi este cor, la noi e fanfară, la noi frații dau un demn, la noi sunt mai mulți predicatori, nu numai popa predică. Că este multă lumină și descoperire și ne rânduim și frații dau un demnuri și aici ne îmbărbătăm. Și oamenii întreabă, știți care a fost întrebarea de concluzie a
oamenilor când a stat cu ei de vorbă, care e diferența? Și noi trebuie să le spunem, aici este prezent Dumnezeu. Aici sunt semnele celor ce cred, împlinite. Aici este însoțirea Duhului Sfânt în lucrare. Aici este pacea lui Iisus Hristos care întrece orice pricepere. Și noi ne plecăm pe genunchi, îi spunem lui cu mulțumire, cu cereri, cu mijlocire, orice lucru, așa spune în Filipeni acolo, și nu orice lucru, aduceți, nu vă îngrijorați de nimic. Și suntem eliberați, suntem întăriți în credință, suntem fericiți, suntem bucuroși. Mergeam într-o zi pe stradă și m-a oprit cineva. Tot am vrut să vă întreb, vă văd cu soția, ba de după cap, ba de braț, n-am mai văzut de astea, de mult n-am mai văzut. E destul de rău că... Vreau să vă întreb ceva, chiar sunteți fericiți așa cum păreți? Da, vă zic din toată inima, da, suntem fericiți. Fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu, zice omului Dumnezeu. Noi, în prezența lui Dumnezeu, știm că toate dorințele, toate poverile, toate îngrijorările noastre le punem înaintea lui și el însuși se îngrijește de noi. Noi suntem trimiși să transmitem un mesaj, un mesaj al împăcării, nu poți omorâți, nu nervoși, nu triști, nu grăbiți, ci atenți, relaxați, bucuroși că Dumnezeu ne-a dat împărăția. Bucură-te, turmă mică, că încă toți sunteți așa, aveți COVID, careva? Doamne fer, nu? Sau vi teamă de COVID? Fapte 13 cu 4, Barnaba și Saul trimiși de Duhul Sfânt. Câtă temere este în poporul lui Dumnezeu. Ne temem și pentru ziua de mâine și pentru săptămâna viitoare și luna ce vine. Ajunge zile în cazul ei și nici pentru ziua aia nu trebuie să-l ții. Dă-l Domnului. Apostazie înseamnă decădere. Mai jos decât nivelul spiritual, moral, cerut de Domnul. Pentru căpătarea învățăturilor de bun simț. N-are cum să intre bărbatul și soția după el pe ușă și cu bagaje și el cu telefonul la ureche. Că te vede lumea, mă înțelegeți? De la mine, de unde stau, văd la un medic de familie și văd cum intră și cum iasă, știi? Bă, cum să intre, mă, bărbatul înainte și femeia după? Vă dat un exemplu. Sau cum să dai florile cu cozile în sus? Da, zice, pupă și dă florile cu cozile în sus, la mulți ani, să fii sănătos, casă de piatră. Cum să le dai, mă, cu cozile în sus? Spuneam tinerilor, cum să mergi, mă, cu pantofii nelustruiți pe stradă? Mi-a zis, o familie stă pe deal undeva sus, o zis, pleacă ai noștri, de când le-ai spus acolo la tineret, cu codul bunelor maniere, pleacă de acasă cu instrumentele de măsură și control. Și când ajung la asfalt, se aranjează. Păi deja îți aranjezi freza și tu ești cu noroi. Frați și surori, asta e menirea noastră, noi suntem trimiși în lume. Ca niște... Dar de ce nu ne-a trimis Domnul ca niște lei să-i mâncăm pe lupi? Păi ce atâta? O zis Domnul, v-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpii și peste toată puterea întunericului. Numai că Domnul a spus, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. A tratat prin cuvintele Scripturii conflictul cu cel rău. Că trebuie să ai la bază învățătura Sfintei Scripturi. Merge mai departe că și timpul merge. Înaintea lui Dumnezeu, unde ești? În apostolie sau în apostazie? 2. În plinătatea Duhului Sfânt sau în plăcerile de pe pământ? Unii au plăcere cu telecomandă, alții cu telefonul, alții cu altele, tot de pe telefon, alții cu vorbitul la telefon, că bătrânii nu prea știu să umble, dar povestesc de toate.
Alții se plimbă așa, bat bulevardul, nu, mai trebuie și relaxare. Dar interesul tău, că unii au plăcere pentru muncă, atâta muncesc, nu mai au nicio rânduială în viață și Domnul a spus că uitați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și, zic unii, toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Fii cu minte și zi numai ce-i scris. Toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Contextul, nu vă îngrijorați ce veți bea, ce veți mânca și cu ce vă veți îmbrăca. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Pe deasupra la ce? Păi pe deasupra la împărăție și neprihănire. E un mare har să cauți împărăția, să o găsești. Că vin unii la adunare și s-au gândit, acum a fost fain, măi, fain la voi. Și pleacă și mai vin sau nu mai vin. Și alții sunt crescuți, născuți în adunare și, nu știu, așa, ca banul pierdut în casă. Știi? Și n-au nicio atracție, nu simt nimic, niciun efect. Fiți plini de Duh este o chemare la sursă. Noi trebuie să venim la izvor. Să venim cu vasul nostru la izvor. Mai avem interesul acesta? Mai simțim nevoia aceasta? Spune cuvântul în Fapte 7 de la 37. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. După ce se consumă, sufletul însetează. Dar dacă nu consumă, că nu lucrează, că nu pune pasiune, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura, spunea cuvintele acestea despre Duhul Sfânt pe care aveau să-l primească. Termenul biblic pentru Duhul Sfânt nu este picătură și din când în când, este voi turna. Aleluia. Voi umple. Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pionit ochii spre cer, a văzut cerul deschis, a suportat prigoana și-a plecat mântuit și apoi va fi răsplătit. Iisus Hristos, plin de Duhul Sfânt, a fost dus în pustie să fie ispitit și a biruit. Ucenicii au văzut amenințările și au văzut nevoia de slujire și n-au abandonat lucrarea. S-au dus și au stăruit, în Fapte 4 spune, și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și în Fapte 2, dar și în Fapte 4 și apoi nu știu cât mai încolo. Au căutat umplerea și reumplerea cu Duhul Sfânt. Roman 5:5. Însă nădejdea aceasta nu înșală, că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile voastre prin Duhul Sfânt. De ce lipsește dragostea? Că nu este Duhul Sfânt. De ce nu sunt roadele Duhului? Că nu mai este umplerea Duhului. Și de ce nu mai este umplerea Duhului? Că nu mai este dorința aceea, setea spirituală de a veni la izvor. Am avut câteva anunțe acum, mai multe, așa. Și m-am tot uitat la cântăreți, așa. Cu urechea muzicală stau bine. Și i-am ascultat. Am tras o concluzie și am zis, este foarte mult interes pe profesionalism și prea puțin interes pentru ungerea Duhului Sfânt. Să sune bine, să fie muzical, să impresioneze, și nu e rău asta, că trebuie să cântăm bine, că Dumnezeu nostru știe muzică și trebuie să facem repetiții și să ne pregătim. Dar ar fi bine să fie interes și pentru prezența și însoțirea Duhului Sfânt în cântare. Ca să fie ungere, și când este ungere sunt lacrimi, este cercetare, este înviorare, întărire sufletească. Contează foarte mult poziția vasului. Învățam la școală, ține apă, e concav. Și nu ține apă, e convex. Nu ține nimic, nici apă, nici nimic. Apa-i Duhul Sfânt și când ai poziția corectă a vasului, Duhul Sfânt revarsă. Apoi trebuie să fie o stare bună a vasului. Dacă cineva se curăță de acestea, spune Pavel lui Timotei, va fi un vas de cinste,
folositor stăpânului și nimeni nu pune în burdufuri vechi ca să se strice un de lemnul, ci în burdufuri noi. Trebuie să fim o făptură nouă, un vas curat și Duhul Sfânt toarnă și umple. Dacă avem o poziție corectă a vasului, o stare corespunzătoare, și apoi mai este ceva, 1 Tesalonicen 4:4, fiecare să știe să stăpânească vasul în sfințenie și în cinste. Este și vorba de păstrarea vasului. Este vorba de păstrarea vasului. 2 Timotei 2:21, va fi un vas de cinste sfințit. 1 Petru 2:1, prin sfințirea lucrată de Duhul, Duhul Sfânt lucrează sfințirea. Amin. Dar nu din oficiu și fără interesul nostru și fără colaborarea noastră. Mă întreba un tânăr, ce scrie acolo, noi toți suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. E bine, zice, cum gândesc eu, mai întâi noi împreună și apoi noi împreună cu Dumnezeu. Zice, nu, vezi că Domnul ți-a dat lumină, dacă ai citit, că Biblia, știți cum se citește? Cu meditație și pe genunchi. Ca să o înțelegi, este un verset frumos în Proverbe. Și până îl găsesc pe cel pe care îl caut, vă dau altul. Proverbe 19:27. Încetează, fiule, să mai asculți învățătura, dacă ea te depărtează de învățăturile înțelepte. Și acum versetul despre care v-am zis. Proverbele 28:5, partea a doua a versetului. Dar cei ce caută pe Domnul, înțeleg totul. Amin. Așa lucrează Duhul Sfânt ca să ne facă să înțelegem. Fără multe explicații și fără multă insistență, omul înțelege. Când omul nu înțelege nici cu privire la îmbrăcămintea cuvincioasă, la vorbirea chipzuită, la umblarea după lucrurile Duhului, înseamnă că lipsește Duhul Sfânt. Nu? Sau ce lipsește? Studiu biblic. Păi trebuie studiu biblic ca să înțeleagă că are nevoie de Duhul Sfânt, nu? Da. Este un imperativ al condiției slujirii, o chemare la sursă. Fiți plin de Duh. În Fapte 6:3 spune, alegeți dintre voi 7 bărbați plin de Duhul Sfânt, încotro ți este îndreptată privirea, înspre plăcerile din lume, spune Biblia despre Moise în Evrei, el n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai degrabă, ce să facă? Să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, nu? Evrei 11:24, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile, de o clipă ale păcatului. El socotea ocarea lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Aleluia. Păcatul are plăcere, numai că e de scurtă durată și urmat de amărăciune și de pedeapsă. Păcatul acoperit, nemărturisit, păcatul aduce alt păcat, este un lanț al fără de legii. Spune în Genesa 4, Cain, pentru ce ți s-a pus omor în fața? Nu e așa, dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci răul, 4:6 și acum 7. Păcatul pândește la ușă, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Dacă ai deschis ușa, să vezi ce greu să-ți fie să-l stăpânești. Unii zic, îl trimit pe Domnul la ușă. Dar unde îl mai trimit? Și la bolnav tot pe Domnul, așa-i? Și unii, și la adunare, tot pe Domnul, du-te, Doamne, și fii cu frații, că eu sunt cu ale mele. Există excepțiile de rigoare. Stai cu copiii mici, îngrijești de bolnavi, ești tu bolnav, ești plecat în călătorie, zice numer 9, cineva e plecat în călătorie și nu se împărtășește, e scutit, e motivat, dacă nu, să fie ucis cu pietre dacă nu merge la împărtășire, scrie acolo. Da? Ați găsit versetul acela? Hai să vă zic. Nu, cu 13. Dacă cineva nu este necurat, nici nu este în călătorie și totuși nu prăznuiește Paștele, sufletul acela să fie nimicit din poporul lui, pentru că n-a adus Domnului, n-a adus darul cuvenit la vremea hotărâtă.
Evrei 3:1. Să ne ațintim privirile înspre apostolul. Aleluia. Și marele preot al mărturisirii noastre. Să învățăm de la Domnul, să așteptăm de la Domnul și să-i facem voia Lui. Amin. Să-i dea Domnul putere de împlinire. Amin. Încotro ți este îndreptată privirea? Unde ești înaintea lui Dumnezeu? Că El te vede și când ești în cameră singur și pe stradă și îți cunoaște de departe spătrunde gândul. Știi cu ce interes vii și la adunare? Știi care ți este scopul și când folosești cuvinte cu dublu înțeles, ca să duci în eroare sau ca să amăgești pe cineva? A treia precizare. Înaintea lui Dumnezeu, unde ești? În respectarea cuvântului sau în pierderea legământului? Recent a fost o descoperire la noi, printr-un vas de lucru veritabil. Mi-a arătat Domnul cu privire la unii care au plecat într-o parte și în alta că și-au pierdut legământul. Nu-l mai au. Am avut un botez, a venit un tânăr la mărturisire, la catecheză. O zis, frate, am vrut să plec în străinătate, de când am auzit lucrarea, mai plec. A zis, vezi, ai grijă că și aici poți să-ți pierzi legământul. Nu numai în Franța sau în Elveția. Aici ai condiții mai bune, e adevărat asta. Toți recunosc. Acasă e acasă, ești cu familia, ești cu lucrătorii, ești cu biserica, ești împreună, pe dincolo, într-o parte sau alta, atâtea curente, atâtea asociații și centre creștine, de nu știi pe unde-s, cu ce intenții, cu ce dorințe. Și a spus omului Dumnezeu, mi-a arătat Domnul că unii și-au pierdut legământul. Cum, Doamne? Sunt membri cu drepturi depline, în registru de membri. Cântă, sunt activi, să vezi când contribuie. Dacă nu știi, Doamne, n-ai auzit de ei. O zis Domnul, lucrători ai fără de legii, niciodată nu v-am cunoscut. O zis Domnul, toată neprihănirea lui se șterge. În statutul cultului se face o precizare cu privire la calitatea de membru și de slujitor. Pierderea calității de membru sau de slujitor ordinat este dată de pierderea condițiilor care au dus la punerea în această calitate. Mă înțelegeți ce zic? Sunt unele caracteristici, să le zic așa, și îți trecute acolo, datorită lor, omul prin botez intră în biserică, născut din nou, care contribuie la viața și slujirea din biserică, intră în biserică. El își pierde calitatea de membru sau calitatea de lucrător când și-a pierdut condițiile care au dus la dobândirea calității. Înaintea lui Dumnezeu, din punctul lui de vedere, unde ești? Pe cadranul lui, pe statistica lui. În apostolie sau în apostazie? Spun mai rar că trebuie și meditație, că așa că acum merge moara, chiar dacă are materie primă, dar poate n-are timp omul să le... Și spuneam tinerilor, măi, lăsați guma de mestecat că vă strică stomacul. Luați câte un verset de dimineață și mestecați pe el până seara. Să vezi seara că deja ești altfel, l-ai memorat. Spune Biblia, primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, Iacov 1:21, care vă poate mântui sufletele. Și aici vreau să fac o precizare înainte de a încheia, că suntem pe latura aceasta, în apostolie sau în apostazie. În plinătatea Duhului sau în plăcerile de pe pământ. Nu știu, era cu rimă cum am așezat eu acolo. Sau în plinătatea Duhului Sfânt sau în plăcerile de pe pământ.
Și a treia precizare, și aici un pic ne oprim cu ceva, alte subprecizări. În respectarea cuvântului sau în pierderea legământului. Din Iacov 1, de acolo de la 21, cine e ascultătorul duc, își privește, e ca omul care își privește fața firească într-o oglindă, uită cum a fost, da? Dar spune cuvântul acolo, cine își va, știți termenul, nu? Ați ajuns cu citirea la versetul ăsta. Sau la text, ați ajuns la Genesa cu citirea pe anul ăsta, nu? La Genesa de unde am citit. Unii au zis și la Exod câteodată. Fiți împlinitori ai cuvântului, 1 cu 22, nu numai ascultători înșelându-vă singuri, căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Dragii mei, când nu este respectat cuvântul, există trei probleme. Una în relația cu noi înșine, una în relația cu semene și una în relația cu Dumnezeu. În relația cu noi înșine, când nu împlinim cuvântul, se dovedește că trăim cu păreri fără convingeri. Că omul care e convins, am venit pe drum încoace și era să mă ducă GPS-ul în altă parte. Dar știam bine unde trebuie să vin, nu m-am luat după el. Mă înțelegeți? Că ajungeam și eu pe la 7:15. Nu știu, s-o dau peste casă, pe acolo. Zic, nu, eu știu drumul, mă duc pe el. Apar tot felul de iluzii, păreri, curente, tendințe. Practic, unii spun că e bună rugăciunea, nu? Sau toți? Toți zice, nu? Dar numai unii o practică, cei care sunt convinși. Cei care doar au părerea că e bună rugăciunea, predică despre rugăciune. Dau îndemnuri la rugăciune. Aprobă când se vorbește că e bună rugăciunea. Doar cei convinși o practică în stăruință. V-am dat un exemplu. Ar fi mai multe, da? Noi, 8 fără 10, poate mai aveți o cântare cu corul, nu? Nu mai aveți. Da. Știți că era o lozincă, era legătură cu masca, cineva a protestat, adică cineva mai mulți, și au pus o lozincă, binele impus este un abuz. E adevărat asta, e adevărat. Dar când un bine ți se impune, înseamnă că nu ești convins de el. Și tot ce nu vine din încredințare, ce este? Păcat că n-ai ajuns la convingere. Da. De fapt, asta mi-am propus să predic seara asta. Lucrurile nepotrivite, dar îngăduite. Data viitoare, dacă nu ne duce COVID-ul de aici. Tare speriați, frați. Domnul să ne dea putere de sus, să ne nădăjduim în El. Vi la rugă, zic. Vi la rugă de seară. Tome zis, mă, știi ce? Nu zis unul cu o concluzie fermă. Cu forța nu poți să mă duci. Zic, mă, omul lui Dumnezeu, dar n-am încercat cu forța, că aduceam jandarmii sau poliția locală, cel puțin. Dar am încercat eu cu forța. Deci zici că nu mă poți duce cu forța. Păi nu, mă, dar vreau să te întreb ceva. E bună rugăciunea? Păi da, e bună. Cine a zis că nu e bună? Dacă zice cineva că nu e bună, probleme cu mansarda. Da, e bună. Când nu împlinești cuvântul, și ce o să zic oamenii de tine? Ai păreri, dar nu convingeri. Ce să-l mai lămurești pe altul care își chiopătează, care deviază, care merge pe două căi și cearcă și cu bine, și cu rău, și cu lucrurile lumii, și cu lucrurile Duhului, și încearcă așa să fie duplicitar. Ce să lămurești dacă nu ești tu lămurit? Este un tânăr la noi, predică foarte bine. Este profesor universitar. Predă la facultate și pregătit, e doctor în domeniul lui. Și are lumină din cuvânt, îmi place mult de el. Și întreb un frate, care e mai bătrân din adunare? Frate, ce zice fratele ăsta tânăr? Eu e entuziasmat, ce zici de el? Deci trebuie să fie mai convingător un pic.
M-a zis, bine zice bătrânul nostru. Trebuie să fie un pic mai convingător, a zis. Da. Mai mult patos, mai multă pasiune și când tu ești lămurit, păi nu știu, faci seară prelungită dacă trebuie. Zice Biblia că Pavel, după sinagogă, după program, cu multe alte cuvinte, și Petru zice, în fapte, da? Cu multe alte cuvinte, îndemna și știți că e biblic. Bine, nu împlinim acum versetul ăsta. Stați liniștiți. Am fost într-o biserică, frații au zis că au seară prelungită. Dar au început tot la 6 și zic, nu, dacă e prelungită, atunci înseamnă că durea. Zice, da, azi până la 8:30 avem, au zis. E seară prelungită și ținem până la 8:30. Fapte 2:40. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îndemna și zicea, mântuiți-vă! Și apoi câte îndemnuri le dădea? Păi da, dar trebuie să fii tu lămurit întâi. În ce privește relația cu semenii, atenție! Când îi îndrumăm pe alții, ei nu știu ce să creadă. Mă înțelegeți? Că te duci să-l remorchezi cu cauciucurile slabe. Și mă, dar ce-i cu ăsta? Păi ăsta e mai slab ca mine. Și în relația cu Dumnezeu, ne așteptăm la mult și ne alegem cu puțin. Asta se întâmplă când nu respectăm cuvântul. Pentru că Dumnezeu nu se mulțumește așa, din când în când, cum putem și noi, fraților, că Dumnezeu ne cunoaște, suntem oameni. Nu. 2 Petru 1:5. Dați-vă și voi toate silințele. Toate silințele. Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine. Să fim doar ai Lui. Puși la dispoziția Lui. Acestea sunt determinările dragostei. Asta a fost ultima predică la noi în legătură cu o căsătorie. Determinările dragostei. Interes, dedicare și pasiune. Dacă nu sunt astea, povestim despre altceva. Despre o relație de amiciție, de simpatie, dar nu de dragoste. Așa e cu Dumnezeu. În relația cu Dumnezeu, nerespectarea cuvântului duce la ne așteptăm la mult și ne alegem cu puțin. Când e vorba de relația cu ceilalți, când îi îndrumăm, nu știu ce să creadă. Zice, dar cum? Și tu faci aceleași lucruri? În ce privește relația cu noi înșine, trăim cu păreri, fără convingeri. Și ce a zis Pavel în Filipeni, acolo în 3, cred că cu 15. Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și dacă în vreo privință sunteți de altă, câte păreri sunt prin adunări. Și cu vaccinul să pricep, mulți, da. Și tot felul de păreri sunt. Se pricep și explică și... Tot strigau frații prin țară, că să ne spună conducerea cultului ce să face. Păi îți spune să te vaccinezi și după mori. Pentru că eram la casa de pensii, să ridic un ajutor de deces, în fața mea era o doamnă, plângea. Și-a spus, dau statul român în judecată, copilul meu alaltă ieri s-a vaccinat și ieri dimineață a murit. Dar eu nu știu dacă de asta a murit. No, spune să vaccineze și moare. Sau spune să nu se vaccineze și moare. Păi și ce vreți să spunem noi acum? Când e vorba de călăuzire personală, noi vrem să se dea o direcție de la cult, de la păstor, de la... Dar știți, călătoream cu un pastor baptist, bun prieten, și zic, pentru cauza asta materială la care mergem, n-am apucat să întreb pe Domnul. Ca să cumpăr o mașină, știi? O zis, stai liniștit că și eu am Duhul Sfânt. M-am bucurat de ce a zis. O zis, stai liniștit. Adevărul că prin el o venit inspirația. Și bine m-a inspirat. Mi-a zis, nu, asta nu-i pentru tine. Și s-a dovedit.
că era fake pe acolo, și cu kilometri și cu altele. Și într-o zi m-a sunat și a zis, acum hai la noi la Caransebeș, că ți-am găsit mașina ta. Ba mai mult, fratele din biserică au auzit că e pentru tine și că tu ai avut accident și te-ai răsturnat cu mașina în lucrarea Domnului și au zis că la mașina asta o parte rămâne în numele Domnului. Și-o coborâ prețul până aici. Și merg cu mașina aceea, acum am venit cu alta, am venit cu fata noastră să mă aducă cu mașina ei. Dar merg cu ea, are 20 de ani și câteva luni mașina. Băi, și am mecanic în familie, dar nu-i nevoie de el. Nu-i nevoie de el. Că binecuvântare nu înseamnă să schimbi mașina, să meargă aia pe care o ai. Binecuvântare înseamnă să ai o casă sau un apartament sau o garsonieră. Proverbe 17:1, cu pace. Să fie pace la masă, să fie înțelegere. Decât o masă încărcată, decât multe camere și să nu ai liniște, să nu-ți găsești fericirea. Fericirea noastră este lângă Dumnezeu. Să ne apropiem de Domnul, să rămânem lângă Domnul. Fiecare răspunde în dreptul lui. Și va veni o zi a socotelilor, când vom da socoteală. Totul va fi scos la lumină. Acum unii se pot ascunde. Ne pot duce în eroare, pot mușamaliza, acoperi păcatul, starea lor, se pot da drept alții unii. Atunci totul va ieși la iveală, când stăpânul va cere robilor socoteală. Va ieși totul la iveală și om vom vedea că unele lucrări vor arde, că n-au fost făcute din dragoste, că n-au fost cu interes pentru mântuire, că n-au fost cu inimă sinceră și curată, că n-am fost dedicați și pasionați de lucrare, că a fost numai un tralala așa. O venit cineva din afara bisericii, dar e din familie de pocăiți, să îmi face și mie ungerea cu un de lemn, că am probleme mari de sănătate. Și a spus, știi ce înseamnă, omule, ungerea cu un de lemn? Eu iau Duhul Sfânt și îl pun peste tine. Serios, o zici, n-a știut. Păi da, ăsta e un de lemn, nu Duhul Sfânt. Eu ca lucrător iau Duhul Sfânt și îl pun peste tine. Păi și ce se întâmplă? Hai să spun ce se întâmplă. Dumnezeu te pune la raze. De-aia trebuie să te mărturisești și să te lași de păcate și pamești la ungere. Și să te hotărăști pentru pocăință. Păi știi ce înseamnă să vii înaintea lui Dumnezeu? Păi nu putem să amestecăm lucrurile Domnului. Și am spus, măi, tinere, ungerea cu un de lemn nu-i bună ziua? Și ce-o fi, o fi? Este atingerea lui Dumnezeu. Când vii și te închini, Dumnezeu se uită la Cain și la jertfa lui, se uită la Abel și la jertfa lui. Și spune Biblia, bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului. Bine înseamnă cum ai făcut lucrarea, că trebuie să o faci bine. Cu repetiții, cu pregătire, cu meditație, cu rugăciune și stăruință. Rob bun înseamnă cine ești și se va dovedi cine ești în ziua aceea. Matale sau cel care mă ascultă de pe internet și poate să pocăiește în seara asta. Într-o zi totul va ieși la iveală, când stăpânul va cere socoteală robilor, va fi o zi finală a judecății, când nu te mai poți ascunde. Și a spus Domnul ce a fost făcut la întuneric, va fi vestit de pe acoperișul caselor, va fi scos la lumină. Focul lui Dumnezeu va dovedi lucrarea fiecăruia. Se va face lumină, se va vedea cum ai slujit, cum ai lucrat, cât te-a ținut slujirea. Și când a fost vremea rodirii cu blândețe, de ce te-ai mâniat? Sau când a trebuit să vorbești și să spui despre Mântuitorul că ți s-a deschis o ușă de cuvânt, de ce ai tăcut? De ce ți-ai făcut de lucru? De ce nu te-ai rugat insistent să fie recuperați oamenii? Că vremea este pe sfârșit. Nu știu, poate am și intrat în necazul cel mare. Nu sunt eu descoperitor de taine din Apocalipsa. Dar este o vreme grea, asta se vede. Vremea este pe sfârșit, se duc zilele, clipele se duc și oamenii merg înspre iad, înspre pierzare. Cine îi va recupera? Cine îi va chema? Cine îi va smulge? Credincioși și cu rugăciune. Credincioși și cu lumină răspândită. Credincioși și ducând vestea bună. Domnul să ne binecuvinteze. Să fim acolo unde Domnul vrea să fim. Amin.